Acum aș dori să le invit pe organizatorul acestei seri, de fapt, principalul organizator, care este doctor în administrație cu proiectul Orașele Inteligente, om politic, domnul Marian Constantin Vasile. Bună seara, vă spun și eu. Vă mulțumesc din suflet că ați venit în număr mare. Mulțumesc invitațiilor mei speciali, tuturor membrilor din Mișcarea Sinergistă și totodată celor care vizionează online această transmisie, care este live, tocmai pentru a transparentiza ceea ce facem aici. Vreau să vă asigur de la bun început că, așa cum v-am spus, pentru mine, în ceea ce mă privește, această prezentare este despre idei așa cum au accentuat bine antevorbitorii mei, idei, propuneri, proiecte. Merg înainte prin a vă arăta câteva indicii asupra parcursului meu profesional. Cred că știți majoritatea că am activat atât în spațiul public cât și în cel privat. Am specializările care sunt vizibile pe partea dreaptă, inclusiv economie circulară, management IT. Și nu în ultimul rând, mai multe detalii despre mine veți afla de pe website-urile mele, inclusiv această platformă, platforma numită Dezvoltarea Inteligentă a României. Cred că mă știți, dar totuși v-aș ruga să avem răbdare un minut și jumătate, două, să vizualizăm cele câteva momente reprezentative din viața mea așa cum o văd eu. Mă bucur că v-ați plăcut și acum să trecem la treabă. Vreau să vă spun de ce am organizat această prezentare. Cred că este momentul să schimbăm paradigma de dezvoltare a Timișorii, de fapt să o îmbunătățim. Și e necesar să ne bazăm, în primul rând, pe bună credință, competență și totodată implicare, participare. Toți putem să contribuim. Haideți să o facem. Vă voi arăta și de ce în următoare slide-uri. Eu deja am început prin publicarea și transparentizarea acestui program. Este pe website-ul meu, dar și prin articole blog, astfel încât oricine să beneficieze de expertiza pe care o am. Cei care suntem aici, dar și alții de oriunde din România. Nu în ultimul rând, având în vedere că suntem și trăim vremuri destul de disruptive, bazate pe tehnologii noi, și confruntându-ne cu procesul globalizării internaționale, cred că trebuie să rămânem competitivi și în top, ceea ce nu este foarte simplu, pentru că avem de-a face cu o competiție pentru resurse, forță de muncă, finanțe și așa mai departe. Potențialul Timișoarei cred că îl cunoaștem cu toții. Ne situăm în top din punct de vedere, de exemplu, Forbes. Suntem poziționați pe căile majore de transport. Avem o oportunitate imediată și sper, să o valorificăm la potențial maxim și anume capitală culturală europeană. Și avem și o oportunitate de a forma o metropolă pe termen lung împreună cu municipiul Arad. Avem aici culoarele indicate, totodată faptul că suntem la o răscruce de drumuri pe, pe direcția nord-sud-est-vest, și cred că știți cu toții că pe acolo, pe unde treceau în vechime caravanele, exista prosperitate. Și totodată există studii la nivelul aeroportului internațional Timișoara, precum că putem să fim un hub foarte important de legătură cu Asia. Aici este uh, conurbația Timișoara Rad, dacă îi pot spune așa, la momentul de față. Și totuși, mulți oameni spun că am rămas în urma altor orașe. De exemplu, în Cluj-Napoca vedem un lobby excelent. Totodată vreau să vă spun că mediul de afaceri din proprie inițiativă a inițiat crearea unei strategii Smart City. Bine, s-au întâmplat niște lucruri pe parcurs, dar există acest aport care vine dinspre mediul de afaceri. Totodată strategia actuală de dezvoltare a fost creată inclusiv cu sprijinul pro bono al experților locali și internaționali. Există bugetare participativă prin care cetățenii, în baza unei sume, decid asupra proiectelor care se vor implementa în comunitate. Și nu în ultimul rând, cred că știți deja că se vorbește despre un metrou și tren metropolitan, existând deja un studiu de fezabilitate în sensul acesta. La noi, cred că știți discuțiile care sunt cele aferente vis-a-vis -vis de astfel de subiecte. În Oradia... Există deja o strategie Smart City. Nu a fost încă, din câte mi-aduc aminte, validată în Consiliul Local, dar totuși. Există o agenție de dezvoltare locală care a obținut un nou investitor cu o investiție de 6 milioane de euro. Există un car turistic care se bazează pe reduceri financiare, pe transport. Există un corp nou, deci în, în Oradia, Spitalul Județean este gestionat de către primăria Municipiului Oradia. Iar acolo deja se lucrează, este în gri un corp nou al Spitalului Județean și, o, și există PUS și SF pentru o parcare pe cinci niveluri lângă acest corp nou. Și, bineînțeles, bugetarea participativă despre care vă spuneam. Haideți să vedem și cifrele și trendurile. Și anume, în comparație cu municipiul Cluj-Napoca, cred că ați văzut în spațiul public că de multe ori noi spunem că suntem cei mai buni. Dar nu este așa. Nu este așa pentru că la nivelul PIB-ului pe zonă metropolitană suntem practic la egalitate cu uh, Cluj-Napoca. La nivelul valorii adăugate, brute, la fel. Și haideți să vedem cum uh, suntem cu privire la populația cu domiciliu. Vedeți de unde s-a pornit. Sunt de la Institutul Național de Statistică datele. S-a pornit de aici și deja suntem la egalitate cu Cluj-Napoca. Totodată, dacă vorbim despre numărul mediu de angajați, vedem că Cluj-Napoca ne-a depășit cu mult. Nu în ultimul rând, turiștii primiți în structurile de cazare sunt cu mult mai mulți în Cluj-Napoca. Deci haideți să vedem realitatea în față și să ne gândim dacă facem bine ceea ce facem și dacă nu putem să îmbunătățim împreună în așa numită guvernare participativă. Situația actuală a Timișorii, reprezentată în teza mea de doctorat, este aceasta. Vreau să vă spun doar ca și concluzie că profilul general de inteligență pe care le-am uh, uh, calculat conform modelului meu uh, din teza doctorală, este de 27%. Totodată, Universitatea Tehnică din Viena arată clar că municipiul Cluj-Napoca este în fața noastră pe toți cei șase piloni de inteligență vizați. Și uh, Banca Mondială arată că indicele de magnetism, adică atractivitatea înspre municipii, este mai mare în Cluj-Napoca, care se găsește pe locul 1, noi fiind pe locul 2 la nivelul României. Ce vor cetățenii? Studiile doctorale arată că cetățenii în Timișoara vor sustenabilitate, în primul rând, și vizează acești trei piloni, și anume digitalizare, axare pe informații și mediu ecologic. Iar în ceea ce privește cei cinci piloni ai dezvoltării inteligente, voi defini ce înseamnă inteligența, inteligența nu este surprinzător că ei vor în primul rând o guvernare inteligentă și transparentă. Bineînțeles că aceste studii personale trebuie continuate, alte concluzii să fie trase, dar vă spun că eșantionul este foarte bun pentru ceea ce am făcut eu aici.